Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Jos. Da. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. E primăvară și coloristica naturii ne îndeamnă să ne gândim la ce este mai încântător. Așa că în minutele următoare avem invitată o persoană care știe ce înseamnă valoarea culorii, influența pe care o culoare în pictură o poate avea, simbolul său, sigur, și subtextul comunicațional. Așa că vom avea astăzi prilejul să vedem atât de multe imagini picturale, încât ne va rămâne o impresie de ce bine că există frumusețe vizuală și de acest fel. Există multe genuri de frumuseți, dar există și o frumusețe vizuală astăzi oferită și, mă rog, descoperită în lucrări artistice. Este vorba de doamna Simona Molnar, care a venit la noi însoțită de impresii proaspete artistice, împliniri artistice, așa cum am spus și în tematică, și cu foarte multe succese numite diplome. Le vom vedea pe parcurs. Motivația, deci, este absolut lăudabilă și prezența sa, cred că, contează, pentru că în peisajul coloristic, pictural, timișorean, bănățean, mereu apar voci noi sau valori care au fost cândva și care sunt verigă legată de ceea ce înseamnă o tradiție, o imagine artistică. Bun venit, mă grăbesc să spun bun venit. Da, mulțumesc. Și să nu uităm să spunem că pictura este una din artele care conlucrează cu imaginația mai mult decât credem. Și muzica conlucrează cu imaginația, și literatura, dar și pictura. Și fac această precizare că avem de-a face cu artă picturală, nu artă fotografică. Da. Nu redă exact realitatea. Deci mergem pe ideea aceasta a inspirației. Când, de cum și din ce moment ai știut că arta plastică va fi un drum personal? Da, personal mă gândesc că prin anul 2017. Așa. Am început să pictez mai mult, să zic așa. Nu eram sigură dacă vreau să expun, să le vadă cineva, dar până la urmă, la sfârșitul anului 2019, m-am hotărât și am început să am expoziții. Deci era așa o taină mai mult. Da, da, nu sunt chiar așa o persoană care să se laude sau nu-mi plac. Da, și ca să ajungi cu o popularitate extraordinară în prim plan. Da, da. Că astăzi, într-adevăr, se poartă acest lucru și din realizări artistice nu foarte valoroase, nu mă refer doar la pictură, mă refer și la alte arte, dacă beneficiezi de o popularitate foarte intensă, câștigi o parte din public. Da. Dar nefiind din categoria acestora, ai fost probabil mai interiorizată și mai, eu știu, mai precaută să fii întâi convinsă. Da, că merită și că poți ieși da. În, da. În lume cu lucrările respective. Da. Cum îți alegi tematica? Am văzut că există lucrări care sunt compoziție, există lucrări în care e doar o încântare coloristică cu ușoară notă spre abstract. Nu totdeauna e non-figurativă, este și figurativă. O să vedem în imaginile care ni se prezintă. Cam cum te-ai categorisi, cum ai vedea ca artist? La început m-am gândit mai mult să fac flori, că îmi plac culorile florilor, îmi place să fac flori. Dar la un moment dat mi s-a părut interesant ca să combin un abstract
cu un pic de stilizat, floare stilizată, deci să nu fie chiar realitatea. Dar lumea, de fapt, să-și dea seama singură ce fel de floare vreau eu să fac sau ce ar vrea să, ce reprezintă. Aici intervine imaginația, da. Da, 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 da. Și? Și mi-au plăcut tare mult orașele stilizate, făcute pe niște culori vii, să pară ca și cum ar fi Manhattan-ul, cu blocuri înalte, cu blocuri... Dar colorate. Dar colorate, da, să fie... Că Manhattan-ul nu prea e colorat. Nu e colorat, da, da. Da. Doar ideea de bloc stilizat care seamănă cu turnurile înalte de prin orașe. Da, într-adevăr, da. Este o viziune personală. La da, nu. Urma urmei, asta este o viziune personală. Și perfecționarea, sigur, a venit prin exercițiu. Prin exercițiu și prin cursuri. Am luat parte, am participat la cursuri și din România, nu prea, mai multe internaționale. M-am înscris la diferite... Da? Există da. Această formulă, da? Da, 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 online și sunt interesant. Cursuri și care se plătesc sau care sunt din când în când și gratuite. Sunt ca și când ai merge la niște cursuri, să zicem... de specialitate la facultate, da, pentru că erau da, specialiști. Da, 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 sunt specialiști care fac. Înțeles, da. Da. Și era cu capitole la care să răspunzi la niște întrebări sau să participi cu lucrări concrete, să fie evaluate? Deci la, acum o să particip la un curs în America care ține 4 zile, da, despre... culori, despre amestecul culorilor, cum se fac anumite lucruri în abstract, cum se... iar în acest, după aceste 4 zile se va face o expoziție comună pe toată lumea. Deci este un... participă din, din toată lumea. Dar asta e un experiment care... foarte da. Interesant. Deci da. Participă din lumea largă. Da, 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 da. Artiști. Și, bine, și apoi va fi o expoziție. Am văzut da. În muzică se practică da, da, așa da, da, ceva. Da, da. E interesant. Da. De ce? Pentru că concurența în lumea noastră contemporană, când sunt așa de ușor vizibile noutățile și circulă, da. Nu pot să spun că nu există. Există concurență, concurență da, există. Sigur. Și în clipa când ajungi să fii selectat și te poți compara cu alții ce au reușit să realizeze, da. Cred că e foarte, foarte bine. Da, e foarte bine. Am început să trimit anul trecut la Bruxelles, există un concurs de artă. Și sunt 10, primii 10 sunt cu premii și cu mai altă... categorisire, dar mai sunt încă 50 de persoane care primesc o mențiune specială. Sunt trimise mii de lucrări și tot concurs, la tot concursul sunt premiați 60 de persoane. Stai să luăm pe rând. Deci, la Bruxelles, asta da. Se organizează de către? De către ArtView Art New Park, am văzut. ArtView Prize. Așa, da. ArtView, da, 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 da. ArtView și chiar da. Am aici o diplomă pe care trebuie să o arătăm și trebuie să o vedem da. Și scrie clar ArtView, unde ai primit un mențiune. Certificat, cum spun ei, da. Deci asta este, să zicem, cea mai recentă, nu? Nu, asta da. De, anul de anul trecut, trecut da? Da. Da, da. Primite la Bruxelles, mai precizăm o dată, e vorba de multe, foarte multe nume care participă, da? Da. Din lumea sunt, largă. Sunt ales 60 de lucrări. Și care... se aleg 60 de lucrări. Da, 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 da. Și ce am vrut să întreb, dacă se trimit online se lucrările? Se trimit online, da. Expoziția este online, nu este fizic. Este o expoziție online, online. Da. Da, da, da. Nu e atât de costisitoare ca atunci da, când ca ar fi trimite... fizic, da, bineînțeles, da, bineînțeles. Da, da. Și în final, cei care, dintre cei 60 care sunt da. Selectați, primesc câte o diplomă și, și un catalog. Cu... Ei, asta iarăși merită văzut, da. Într-adevăr. Catalogul trimitei, ArtView, da? Da, 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 da. Cu cei care au primit distincții, nu? Da, care da, au primit distincții. Da. Cele 60 de persoane, undeva la numărul 62, cred că. Cam din câte țări au fost? Ăsta este catalogul ArtView da. Din Bruxelles. Nu știu. Practic, să spun.
străbatem, să spunem, comunitatea europeană, dar acolo vin artiști cu participare și din alte... Și din alte, nu-i neapărat sigur. Europa. Și nu, alte, doar, dar, nu doar din nu Europa. Din, din Europa. În felul acesta competițiile se, se complică, te stimulează și... Te compar cu ceilalți. De-abia aștept să vedem și imagini din ceea ce ai lucrat, din ceea ce lucrezi de obicei. Așadar, am fost la Bruxelles. La Bruxelles și tot la diplome, capitolul diplome, acum e cea mai nouă. Asta este cea mai nouă reușită. O împlinire, iarăși un fel de... eu știu, recunoaștere, i-aș spune internațională, Barbacelata, pentru că e vorba de Madrid. De data Barcelona. De Barcelona. Barcelona. Scuze. Da. Există, imediat mergem la Madrid. Da. Barcelona, iată diploma de la Barcelona, cea mai nouă, cea, cea mai recentă, nouă, e de anul ăsta. Da, de anul ăsta. De-abia a început anul și gata, o diplomă internațională. Povestește-ne cum a fost organizat și ce fel de concurs. Online. Tot așa? Online și era, se numește, expoziția se numea Colors, adică despre culori, efectiv despre culori, care mie mi le plac tare mult. Și am trimis o lucrare care este printre poze pe aici, dar nu știu. Așteptăm și noi imaginile. Da, uite, sunt... diverse imagini din diverse expoziții, dar e bine să ruleze ca să vedem. Așa, și ai trimis o lucrare care? Cu multe culori, o lucrare vie. O veselă, mai colorată. Da, mai colorată, pentru, așa era denumirea. Dar condiția era să fie o singură lucrare? Nu, puteam să trimit trei, dar am trimis una. Una singură. Da, am trimis una singură și am primit pe mail că am fost selecționată printre cei 15 care expun, care vor participa la expoziția online. Deci au fost doar 15 persoane din toată lumea alese. 15 persoane din toată lumea. Da. Eu zic că e o reușită extraordinară. Da. Extraordinară. Da. Și apoi au trimis și diploma. Da, mi-au trimis diploma. Da. Cât timp durează această expoziție online? Deci mai poate fi accesată, rămâne pe YouTube undeva? Rămâne undeva, nu am găsit încă... Cred că au ei un canal au ei, de artă. Cred că pe site-ul lor poate fi accesat Barbagelata Art. Barbagelata Art. Se poate, se poate vedea. Adevărul este că mult, foarte mult în galop, mai ales în ultima vreme, se practică această formulă artistică și în literatură și în muzică, iată și în pictură, expoziții online. Cum ai putea altfel să participi la o întâlnire artistică, picturală cu artiști din toată lumea? Toată lumea, ar fi foarte greu. Și în felul ăsta vezi și ei cam ce lucrează, nu? Da. Care sunt, așa, părere personală, care au fost... tematicile sau imaginele care ți-au reținut? Au fost vreo trei lucrări, nu știu numele precis pentru că n-am fost atentă, care mi-au plăcut foarte mult, foarte vii și cu culori foarte, foarte frumoase și armonios combinate, foarte bine arătau trei lucrări, dar toate lucrările care au fost dintre cei 15 sunt foarte Oare care erau criteriile de nu știu. Premiere? Nu știu, deci efectiv noi numai aștia 15 din toți am reușit să participăm. 15 lucrări. Trebuie să facem precizarea că doamna Simona Molnar face parte din echipa de la, să spunem, Galeria Armonii Cromatice, conduse de doamna Stella Guciu, doamna profesor Stella Guciu, și cu această galerie referențială pentru Timișoara, foarte centrală, foarte activă, cu foarte multe acțiuni. Ați participat împreună, în grup, la expoziții internaționale, în special în Serbia. Da, în Serbia, da. La Covacița am fost anul trecut și am avut o expoziție și acum vom merge din nou că suntem parteneri oficiali. Este un centru pictural acolo? Sau? Este o galerie de artă naivă.
Galerie de artă naivă, da. Știu că s-a propus la un moment dat să fie trecută la UNESCO. Da, de anul ăsta este... Este în patrimoniu UNESCO pentru artă naivă, da? Cred că singura din zonă. Care singura are, din zonă, care da. Are artă naivă. Foarte interesant. Da. Nu este o localitate foarte importantă? Adică foarte mare geografic vorbind. Da, nu. N-am avut ocazia să merg, când n-am reușit să merg să... A, ați trimis numai lucrările. Am trimis lucrările, da. Și da. Acolo ce sunt? Sunt expoziții? Este efectiv galerie de artă și galerie de artă, expoziții. Da. Și rămân lucrările un timp, după care sunt preluate? Sau se mai face după aia poate o expoziție cu lucrările celor care... selecție din lucrările celor care au participat la diverse acțiuni. Nu, pentru că noi dacă ieșim din țară cu lucrările, în momentul în care se termină expoziția, trebuie să le aducem înapoi. E obligatoriu? Da. Aha. Și a durat, deci la vamă de se... Da, trebuie să respectăm un termen în care le aducem înapoi. Înapoi, da. Am înțeles. Rămân la expoziție o vreme și apoi, apoi se returnează. Se aduc, da. Da. Am înțeles, da, sunt niște norme. Vedem aici o lucrare interesantă și asta la fel, o compoziție în care culorile totdeauna predomină culorile. Care este modalitatea de creație? Un tablou, să zicem ăsta, să-l vedem, să-l explicăm puțin. Da. Ai în minte deja vizual o imagine? Sau vine pe parcurs în timpul ce stai la Chevalet? La cel albastru, în mod special, am făcut o serie de 6 lucrări care aveau aceeași temă, un peisaj abstract, pom făcuți cu șpaclu și doar un pic cu... să fie ceva așa, să-ți dai seama că sunt pom, dar nu exagerat de bine, și făcea parte dintr-o serie de 6 și m-am gândit că prima a fost pe culoare mov cu roz, a doua a fost pe portocaliu, a treia să fie pe albastru și să schimb culorile, să fac fundalul în alte forme și așezați copacii în diferite... pe aceeași linie sau unii mai în depărtare și unii diverse mai planuri, că diverse, uite, planul de perspectivă sau prin planuri, depinde cum a gândit. Deci aici a fost o tematică de la început. Da, 6 lucrări. 6 lucrări care fac parte dintr-o serie. O serie cam aceleași imagini, numai că se schimbă coloristul. Coloristica. Și dacă nu e un plan, că acum a fost un proiect, un plan. Dacă nu e un plan, cum lucrează Simona Molnar? Păi am o lucrare acum începută. Uite, de exemplu, lucrarea aceasta a dispărut, dar o să revină, care iarăși este o bogăție de culori. Revine o imagine sau care e secretul? Mi-așez culorile pe, ca un fel de fond pe pânză, pictez partea de jos și atunci, pe măsură ce văd, aici mi se pare că s-ar potrivi ceva, aici mi se pare că s-ar potrivi altceva și... Imaginația începe să lucreze. Da. Foarte, foarte interesant. Și din lucrările mai vechi, în care spuneai că ai început așa cu o chestie vizuală, mai comună, florile, toată lumea le iubește, toată lumea fiecare flori, le prezintă și acesta este într-o tot formulă proprie. Da. Rezistă în timp, ai o colecție, să știi pe etape cum a evoluat? Nu chiar, am câteva, dar le-am făcut cadou, cu i-a plăcut. Oferit. Da, le-am oferit ca... Da, e renumit Ștefan Popa Popas, el renumitul, că el este un nume recunoscut internațional, dacă îi admirai o lucrare, nu mai știu dacă și acum mai procedează la fel, îți place? Ia-o, făcea cadou, pentru că ideea era, lucrarea trebuie să fie iubită, admirată, și trebuie să circule, nu trebuie să stea într-un singur. Da, că unele rămân eu, în muzeu, aia e cu totul altceva, sigur că da. Se mai fac expoziții de grup și expoziții personale, în afară de sediul de la Armonii Cromatice, din Serbia, se mai fac la Casa de Cultură?
Pare să că a fost ultima dată o... Da, nu, eu personal n-am participat la Casa respectiva, de Cultură. Da. Vorbesc așa de imaginea pentru Timișoara, știi? Imaginea Timișoarei. Și lucrarea fiind finalizată, iată, ia diverse drumuri. Da. Spania, Barcelona. La Barcelona, am fost la Madrid, am fost la Bruxelles și lucrurile se leagă. Ce este Color Fiesta? Color Fiesta este o expoziție de artă organizată la Madrid de doamna Titrea Dina din București, care m-a invitat să particip la această expoziție. Și am participat cu o lucrare. Frumos, Color Fiesta. Asta fiind pe viu, cum s-ar zice, nu online, era o expoziție într-o galerie de artă. S-a galerie de artă la Madrid. La Madrid, da. Da. Are și S-a sondat cu reținerea lucrării sau cum? Nu, s-a întors înapoi lucrarea, că nici nu se poate să... important e că ai fost prezentă într-un catalog, într-o expoziție, într-o galerie de artă la Madrid și oricum Timișoara figurează undeva într-un colț unde este, că am văzut că mai nou și așa e foarte bine, artiștii plastici notează nu doar dimensiunea tabloului, materialul eventual din ce a fost sau în ce stil s-a lucrat, autorul și uneori mai scrie și Timișoara. Da. Ceea ce este un lucru extraordinar. Astea sunt cele mai noi reușite. Și Color Fiesta e o dată pe an sau mai trebuie? Da, o dată pe an. Deci se urmează se organizează, și acum în septembrie. Au impus o tematică? Nu. La alegere? Da, la alegere fiind... Am înțeles. Care este, să zicem, avantajul unui pictor azi? Care face parte dintre artiștii contemporani, unde, repet, concurența este vizibilă și de neevitat, care este câștigul, pun în ghilimele, în afară de câștigul emoțional, pozitiv, în afară de bucuria de a comunica prin intermediul culorilor și a ideilor incluse în tablou, ideea este că de fiecare dată când primesc câte o apreciere, fie pe Facebook, fie pe Instagram, deci îmi crește sufletul. Mă gândesc că există cineva căruia îi place lucrarea ceea mea. Ceea ce ai oferit. Da. Practic oferi un fel de bucurie, e un fel de comunicare. Da. Ai pomenit de Facebook, este mijloc atât de la îndemână de a-și face nu doar publicitate, ci de a comunica, de a relaționa, de a stabili relaționări. Chiar există grupuri, cred că, în care faceți discuții despre și, mă rog, se prezintă și lucrările. Am văzut adesea expuse lucrări aici, văd că nu le-ai adus pe cele care au fost ultima dată expuse, adică prezentate public așa pe Facebook, foarte... Nu le-am adus. Dar erau marcante, sunt marcante și rulează cam în aceeași perioadă, foarte interesant, lucrări tot expuse așa online, din Montreal este Eva Halus, care lucrează cam în același stil și... tot din Canada, o doamnă care e româncă de data asta, doamna Vinca. Și e un fel de concurență și colaborare vizuală online. Da, eu nu doresc să concurez cu nimeni. Mie îmi place foarte mult ce fac eu. Dacă există persoane cărora le place, e ok. Sunt 100% și persoane care nu le place ce fac eu, deci nu am nicio treabă cu nimeni și nici nu
nu doresc să fac din asta o competiție. Efectiv, îmi place să pictez și... Am înțeles. Da. E bucuria da. Să lucrezi în felul da. Ăsta cu, da, da, da. Cu da. Culorile da. Și... Da. Iată că vin și concretizări, totuși sunt atâtea expoziții. Da. Nu mai spun de faptul că în fiecare an, la final, Armoniile Cromatice din Timișoara organizează o expoziție finală. Da, prima dată a fost organizată anul ăsta, acum probabil că va merge în continuare, este salonul anual. Care un salon practică. Anual? Da, da, da. În care da. Ce se expune? Fiecare își expune... Dar sunt, aia întreb, lucrări care au mai fost și eu în alte expoziții? Eu niciodată nu expun expoziții. Lucrări. Da. A, nu expui de două ori aceeași lucrare? Nu. Am înțeles. Nu. Îmi place tot timpul să vin cu ceva nou. Ceva nou? Da. Ceva nou, înțeleg. Dacă cineva ar spune, prin absurd, ar fi bine să nu mai pictezi, uite, nu... Nu, o perioadă nu, din niște motive absurde. Ce ai face în loc? Ce aș face în loc? Aș croșeta. Tot culori. Tot culori, da. Tot culori, da? Da. Sau poate ai zice, pictez pe ascuns, cine știe. Deci oricum nu poate să-mi zică nimeni să nu pictez, că nu o să se întâmple. A, nu, nu, băi, am pus da. O, da. O situație absurdă, la da, limită. Da, da, da. Da. Foarte, nu am cu ce să ne înlocuiesc. Foarte puternic este impregnată da. Această colaborare cu culorile. Cu culorile, da. Cu da. Culorile. Ai ales totdeauna uleiul pe pânză? Nu, sunt în acrilic. La început, în acrilic? La început am pictat în ulei, dar mă deranja foarte tare mirosul. Era... A, de da. Deranjat și tot mirosul, timpul da. Trebuia să fiu atentă, să am geamurile deschise. Iarna nu era chiar așa de... Am înțeles. Și acum sunt metode noi, nu mai trebuie să... Acum nu, sunt. Nu mai e o problemă. Da. Probabil că o să reîncep să fac combinații a, între acrilic da. Și, și ulei. Acoarele? Tehnica acoarele e și asta o tehnică da. Care... Felicitările și lucrurile mărunte și ce fac de zile de naștere sau de sărbători le pictez în acoarelă. Îmi place să mă distrez cu... De ce? Nu mai da. E, da, în... În acoarelă. În formula asta, da, da, da. Din acoarelă. Dar pe spații mici, așa, acrilicul mi se pare prea... Nu prea se practică la noi târgurile de artă. Da, nu se practică chiar. Nu prea se practică. Am văzut în alte țări că se organizează lunar în altă parte a marilor orașe, da. Târg de artă, în care, pentru că povesteați de felicitări, de lucruri care țin de o anume sărbătoare. Mărțișoare, da, sărbători și, de Crăciun. Bineînțeles, lucrările propriu-zise de artă sunt expuse pentru, pentru comercializare, dar e în același timp și o formulă de a ieși în lume da. Și de a te prezenta. Ca da, ar fi frumos, artist plastic. Da, ar fi frumos să se întâmple și la noi. Poate dacă propuneți, poate se va face. Da, nu că există destui artiști plastici. Da, există. S-ar putea face. Foarte interesant ar fi, nu? Da. Un fel de test de calitate, la urma urmei, da. Un test de calitate. Da. Cum se desfășoară expozițiile de grup la Timișoara, fiindcă tot prin Armonii Cromatice știu că se fac expoziții de grup la care participă, cam cât sunteți în această asociație? Nu știu sigur cât suntem, dar în asociația 20... are și un nume interesant, prezent. Da. Doamna Stella Guțiu se ocupă, da, da, ea da. E președintă, la da. Prezent. Prezent, da. Răspundeți prezent. Da. Oricând e nevoie de o participare la o expoziție de grup. Am văzut personale, deci se rulează, sunt expoziții da, personale sunt, da. Și expoziții de grup. Da. E un program. Da, da, da.
Și expozițiile la care particip la București, iar sunt tot colective, nu sunt... se pot face, mă gândesc, și personale dacă doresc, dar nu e prea mare drumul încoace încolo cu lucrările, e așa că prefer să fie colectiv ca atunci... E și costisitor, da, așa da, 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 da. Să da. Transporti lucrările, da, da. Să le aduci, da, nu? Să le duci, sigur, da, da. Sigur că da. Care este reacția presei, mă refer aici local, având în vedere că există un grup care, iată, expune și împreună, expune și particular, dar merg efectiv ca și grup unit în Serbia, ați fost și în alte țări, înțeleg că și în Ungaria? În Serbia am fost doar în mai multe orașe, la Vârșeț, la... aici la Covacița, acum și în mai sate din împrejurim. Da, e mai greu și cu transportul și sunt... Și lucrările toate da, trebuie da, duse. Da. Apoi la vamă, cum a spus, se, da. Nu așa, se, da, se înregistrează, da, trebuie sigur. După aceea să da. Corespundă ce aduceți da. Înapoi. Sunt da. Astea care da, le-am da, avut, da. Nu altceva. Nu altceva. Și, da. Și așa mai da. Departe. Sunt da. Niște costuri sunt, în... Da. În da. Rest, arta de dragul artei, dar există cumva în cape aici și discuția, scriitorii se știe, nu trăiesc din vânzarea cărților lor, cum e la pictură? Nici la pictură, adică eu spun numai din punctul meu de vedere, probabil că sunt da. Oameni care... vând foarte multe lucruri. Să zicem, și, da, da, nume sonore, da. Da, și vând. Acum eu încerc de un an jumate să fiu un full-time pictor, dar probabil că o să mai treacă ceva timp până ajunge ajung să mă cunoască lumea și să-și dea seama că merită să cumpere lucrări să de artă de la mine, să investească, să investească da, într-o... Da, da, da. Într-o lucrare. Da, da. Sunt foarte, foarte mulți, într-adevăr, și da. Gusturile sunt diferite. Diferite, da. Iar societatea, la nivel general, se plânge de scumpirile care dau da. Navală și da. Că e cam greu să îți achiziționezi și o operă de artă pe lângă cheltuielile obișnuite da. De existență da. în fiecare zi, așa da. Încât putem conchide, fără să greșesc poate, nu se poate trăi doar din artă. Nu se poate mai trăi. Greu. Mai greu. Da. Mai greu. Da. Se da. Poate trăi, dar un pic mai greu. Da, da. Trebuie probabil o preocupare da. Să ai o filieră unde se pot vinde da. Online. Da, asta ar fi și, dar na, la noi chiar nu există galerii, nu știu dacă există, acum poate nu m-am informat eu destul, dar în care să te duci, să lași o lucrare, să o lași pentru 2 luni de zile, să vezi dacă se vinde cumpără. Sau nu și după aia să o iei și să zici, na, acum nu s-a cumpărat, asta este, dar... Dar merg găsit. La altă galerie. Merg la alta, da, dar n-am nu găsit așa noi ceva. N-avem așa ceva. Nu, n-am, cel puțin n-am la găsit. Timișoara nu. Nu știu. Există așa anumitele, nu știu, de antichități, dar nu pentru galerie de artă care să lași, da. În afară de Helios, unde sunt câteva lucrări și acolo, da, mă rog, dar au loc acolo... și expoziții, normal, de ani și ani de zile. Dar trebuie să fii membru UAP ca să dar, poți expune. În afară de asta, nu, vorbeam la nivelul unei capitale culturale, ar putea să fie mai multe galerii, da. Indiferent de tipologie. Da. Pot fi, am văzut undeva în America de Nord, galerie care cumpăra, accepta pentru a fi expuse și apoi dacă cineva le dorea, cumpere, se puteau da. Cumpăra. Interesant, cu peisaje, numai peisaje din zona lor. Erau, așa era profilată da, profilul, galeria. Da, da, altele da. Cu altă tematică și cu da. Altă trimitere spre expresivitate artistică. Dar pentru asta, sigur, trebuie și un
anume gen de investiție de la municipalitate în cazul de față, că trebuie un spațiu și așa mai departe. Nu se poate să funcționeze o galerie fără un curator, nu se poate să, fără, adică trebuie să aibă acte cu ce se vinde, deci sunt foarte multe complicat. Lucruri de investit în, și de făcut într-o galerie. Adică nu, complicat, niște, nu complicat, niște norme, da, da. Norme da. Care țin de funcționalitatea da, unei galerii. În fond da. Ar fi un fel de, să zicem, afacere. Da, o afacere. Dacă da, e o galerie da. Privată, o galerie da. Particulară, sigur că da. Da. Care a fost cea mai mare bucurie, în afară de ceea ce prezentăm noi aici și care se adună și se adună și ia uite-te, asta este de la Mogoșoaia. Da. Anul trecut. Am participat. Ce a fost acolo? Tot o expoziție? Un concurs, da. Un concurs? Concurs, da. Aici doar am participat. Doar am primit de participare. Da? De pictură. Concurs de pictură și aici n-am primit niciun premiu. Doar și aveau, am participat. Deci participați cu lucrări efective? Da, nu, online. Tot online. A, tot online. Mogoșoaia a organizat da, da, da. Tot online. Și cine aici câștiga anul trecut, da? Da, primii primeau care câștigau dreptul de a expune, de expune la, da, la Mogoșoaia. La Mogoșoaia, da. Da, e foarte, foarte da. Interesant participarea, adică câștigi. Da. Mai da. Am aici o diplomă de excelență de data asta? Da, de la o, tot o expoziție online de la Iași. Iași. Da. Și încet, încet ajungi lucrările în toate mai toată direcțiile. Țara. Da. Deci Iași, Mogoșoaia, Madrid, Barcelona, da. Bruxelles. Și sunt totuși niște destinații geografice în care au ajuns lucrările da. Semnate de Simona Molnar, ceea ce înseamnă că nu e chiar o singularitate așa, pictează doar de dragul de a picta de una da. Singură și de a valorifica timpul. Da. E totuși o pasiune, da. O preocupare. Dacă tot vorbim de bucurie, am mai participat la expoziție, dar încă n-am primit diploma și tot așa. Era de primit tot la Barcelona. Și au fost tot așa 15 artiști aleși ca să participe la expoziție și au fost 5 din toată lumea aleși ca și alegerea directorului. Era o categorie specială și Zeu? Acolo am ajuns printre aia 5. Stai și să ne oprim. Încă n-am... Va să zic că 5 aleși da. Dintr-un număr da. Mare de da. Participanți. Da. Da. Oh, și... Ce lucrare da. A fost acolo? Acolo am trimis o lucrare, cred că este asta? Printre ele. Nu, nu. Este o lucrare pe mov cu roz, tot cu un peisaj abstract. Era vorba despre peisaje, deci tema, abstract. Tematica așa, era da. Peisaje și eu am trimis lucrarea. Și acum a fost urmează aleasă. Să, da. Am primit doar mail-ul că am fost aleasă printre cinci. Cei cinci. Da. Dar o să primesc și diploma păi nouă momentan. Schimbăm ordinea. Da, ordinea nu am... succeselor și da. Împlinirilor. Da. Prima este aceasta de la care aștepți da, da, da. Diploma, dar ai da. Deja confirmarea. Confirmarea da. Și de-abia după aceea vine cealaltă da, de da. La Bruxelles și da. Care o consideram cea mai nouă. Da. Uite că nu e chiar. Da, nu e dar chiar. Cam plouă cu diplome și cu reușite. Sunt destul de am mai trimis acum și la Berlin să vedem. Aștept la Berlin în două săptămâni. Da. În două săptămâni, da? Da. La Berlin ce gen de competiție a fost? Tot online, dar primii 10 care câștigă premiu o să expună pe viu într-o galerie de artă din Berlin. Din Berlin. Da, 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 și da. Trebuie trimise lucrările sau trebuie mergi personal? Mergi personal și le, dacă vrei, da, se pot și trimite cu... O, dar cu asta e chiar o reușită. Da, acum nu știu, asta doar am trimis, acum trebuie să aștept, astăzi s-a încheiat înscrierea și în două săptămâni o să se primească rezultatele. Rezultatul. Da. Dar da. Era a fost o condiționare câte lucrări să trimiteți sau nu? Nu, putem să trimitem câte vrei, am ales să trimit 5. 5 lucrări? 5 lucrări, da. Aha. Da. Fără o tematică?
Nu aveau tematică. Fără tematică, nu. Da. Dar oricum e Berlinul și exigențele sunt, da, normal. Acum, sunt na, foarte mari. Da. Dar uite așa, încet, încet se extinde area geografică unde, da, lucrările semnate Simona Molnar, ajung și, da, sunt cunoscute unele din ele. Dacă rămân pe site-ul respectiv e foarte bine, dacă, da, trec pe site-uri de specialitate sau în unele cazuri chiar, cum e cazul Berlinului, poate să rămână una dintre lucrări acolo. Acolo, da. Asta, da, e, aici va cred fi că chiar e de dorit cu... să rămână, da, o lucrare, da, da, nu? Da, 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 da. Asta, sigur, e... Da. E lucru interesant, da, nu? Dar pentru asta trebuie să mă clarific în primii 10, așa că nu știu, să vedem. Primii 10 din toate țările care participă. Tot ce există, da. Din toate, da, țările. Da. Au vreo condiționare în plus, în afară de, să zicem, tematică, număr de lucrări? Nu. Nu? Nu. Interesant. Nu. Adică... Și comisia respectivă este alcătuită din critici de artă. Da, critici de artă, am zis, da, bine, da? Da, da, da? Și curatori de, da, curatori, da, de expoziție, așa e? Da, da. Am înțeles, am înțeles. Da. Dar din Timișoara, cu cine ai, așa, să zicem, partipri artistic dintre scritori, dintre pictorii timișoreni? Dintre pictorii timișoreni? Da, cu care... vibrezi, zici, uite, îmi place, da, îmi place cum lucrează. Dintre... Indiferent că sunt, dintre sunt din altă generație. Da, îmi place foarte mult și este și prietena mea, Maria Hadiji. Da. Este... Îmi place foarte mult, îmi plac foarte mult lucrările ei. Îmi place foarte mult de Gabriela Pietreanu. Tot așa ne înțelegem foarte bine și îmi place mult, îmi plac mult lucrările ei. Îmi place de Mihai Olteanu. Chiar îmi plac, Olteanu. Da, da, chiar îmi plac lucrările lui. El este cu Van Gogh. Da, da. Deși l-aș trece ușor la impresioniști, impresioniști, da, iubește pe, da, Van Gogh. Da, da, da. Și aș, nu știu, nu prea... Nu prea mă potrivesc. Eu am un alt stil care, na, îmi plac lucrările lor, dar nu sunt... Mergi la, mă rog, la vernisaje, da, la, da, da, expoziții. Da, da, da. Am în mână o diplomă, iarăși, Blue Symphony. Arată foarte bine această Blue Symphony. Da, da, tocmai de am și adus-o, că mi-a plăcut. Da, dar este arată... tot de la București. Tot de la București? Da, 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 da. De la București, la o expoziție colectivă. Da, asta văd, da, a fost la București, da, scrie și unde a avut loc, da, o expoziție colectivă. Colectivă de artă, din, da, țară, cu participarea tuturor doritorilor, adică, din țară. Da, sunt și, mai mulți erau din București, dar am fost și din București, din țară, dar au fost și din, da, alte localități. Da, din alte localități. Păi, da, capitala contează, nu? Da. E București, e Mogoșoaia aici, da, avem niște puncte de reper, da, sigur, da, că da, da. Și de ce nu, și de ce nu, Floralis. Da. Spune ceva titlul. Da, a fost făcut la cererea participanților, a fost făcut în două părți. Una... Și asta, da, o altă Floralis. Da, 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 am participat la amândouă. Unde, unde aveau loc? Tot la București și... Tot erau... la București? Da. Mă, capitala, da, văd că, da, e deschisă colaborării. Da. Așa? Da. Titlul erau... e clar, e, da, clar ce vrea să spună Floralis. Ce fel de expoziție erau? Anuală? Nu, probabil că va mai fi și anul acesta, nu va știu mai fi? Sigur, da, da, da. Așa, cine cu organizează tematica, în București? Tot doamna Titrea Adina. Este un curator? Este un curator, da, de la București, da. Și sala de expoziție s-a aflat în Grădina Botanică din București. E o sală de expoziție, da, acolo? Acolo? Da, 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 da. Mi se pare foarte interesant. Da. Adică fiind vii cu, cu flor, imaginația, flor. Da, da, cu imaginația ta artistică în mijlocul, da, naturii,
cu da. Imaginația naturii care ne, oricum ne impresionează oricând și oriunde, da. În amănunt sau în plan general. Deci floralisul ăsta deja capătă o tradiție, înțeleg, dacă în fiecare an. Și cam cu cât timp înainte vă anunță? Că dacă vă anunță azi că trebuie săptămâna viitoare să participați cu 3 lucrări, aveți în stoc sau trebuie să trageți tare? Nu, am în stoc, n-am nicio problemă. N-am cu ce să particip. Dacă este o temă foarte specific, atunci mă strădui și fac Am înțeles. Da. Aflăm lucruri noi. N-am știut că Timișoara colaborează așa de interesant cu Bucureștiul. N-am știut că există o sală de expoziție în interiorul grădinii botanice. N-am știut că Mogoșoaia, uite, relaționează cu Timișoara. Nu mai spun de celelalte orașe europene care... Nu e puțin lucru să te mențină în palmaresul lor, da? Mai era una, expoziția de la Balci, care chiar a avut loc în Muzeul de Artă. Da, o am în față și e foarte frumos, magic, Balcic. Da, da. Balcicul magic este o poveste și aici, hai să auzim. Da, este o poveste. Expoziția va fi și anul acesta. M-am înscris deja pentru când are expoziția. Loc? În septembrie. Acum anul trecut a fost din întâi. Balcicul magic, da. Da. Și la Muzeul de Artă. Înseamnă doar lucrări despre balcic? Nu. Mare, lucrări abstracte. Ba da, sunt multe. Da, multe sunt. Lucrarea așa? Care este pe afiș este făcută de doamna Titrea Dina, curatorul expoziției. Da. Foarte interesant și deja e înscris. Am trecut și la proiectele de anul ăsta. Am trecut și la proiectele de anul ăsta. La Balcic, da? Da. E foarte... mi se pare iarăși o trecere a granițelor geografic vorbind și sigur dorim foarte mult succes să fie în continuare. În minutele următoare va trebui să fac urarea de mult succes în continuare. Mulțumesc. Să se adune alte destinații geografice în care lucrările semnate Simona Molnar să ajungă să fie apreciate, să fie chiar titrate și să se lase cu aplauze și cu bucuria unei diplome, pentru că timpul zboară și am ajuns la finalul emisiunii. Dorim să fie mult succes legat și de destinații externe, așa cum a fost până acum, dar și de Timișoara noastră. Da. Armoniile cromatice din Timișoara să fie prezente, așa cum e asociația prezent, cu multe alte proiecte, că aveți destule proiecte. Da. Știu că ați organizat expoziții în țară și la Arad și la Pecica și nu mai reluăm în Serbia și așa mai departe. Da. Deci există loc, asta voiam să spun, pentru artă picturală, pentru coloristică, în cotidianul nostru, pentru a nu fi cenușiu. Un cotidian colorat, frumos și subtil, chemător într-o bucurie, vă doresc tuturor. Mulțumiri pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Mulțumiri pentru încântătoarele culori. Sunt Veronica Balaj. O nouă întâlnire săptămâna viitoare, duminica, la aceeași oră. Cu bine! Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.